Tauri. Soarele, pregătit sau nu, cred că și-a făcut genoflexiunile, zic eu, va face o poziție cu Jupiter retrograd și Uranus retrograd din zodia voastră. Deci, voi, taurilor, veți număra bobocii, că tot e toamnă în toi. Ce mai? Exact ca în toamna bobocilor. De ce? Pentru că acum se trage linie și vedem cum stăm cu roadele. Deci, pe de o parte, datorită aspectelor menționate în intro pe care le-am și dezvoltat, pregătiți cetatea de apărare, de intemperii. Pot să existe tensiuni mocnite la căsătoriți, în familii sau pe relațiile afective, sentimentale, cu impact emoțional. Stegulețul alb, dacă mi este permis o astfel de afirmație și de glumă, este la Marin Moraru, care, Dumnezeu să-l ierte, a fost vărsător, Uranus, iar soarele la draga Olteanu Matei și pe ea să o ierte Dumnezeu, a fost Scorpion. Datorită opozițiilor v-am marcat exact ce și cum stau lucrurile. Dacă stegulețul alb este la Marin Moraru, că știți că nu era la Marin Moraru, atunci discursul este la draga Olteanu Matei și acolo vedem noi cum împacă ei ca în toamna bobocilor lucrurile.